dacă s-au adunat zeci de ani, dar eu am vrut ca în câteva clipe să fac o curățare. Nu este așa. Uite, parcă am de toate, și casă, și job, și familie, și o afacere. Totul parcă era perfect, ce mai trebuia. Dar, de fapt, erau provocări în relație care eu încercam să găsesc o soluție, dar era peste puterile mele. Mi-a fost greu la început. Eu fiind o persoană impulsivă, care pentru mine totul se rezolvă rapid. Nu dau șansă multă. În familie tot așa. Mi-am dat seama că, de fapt, asta este prima greșeală care eu acționez. Și lucrurile se schimbă pentru tine, în interior. Schimbându-mă pe mine, se schimbă și în afara mea. Asta eu pot asta doar să spun și ce am văzut eu. Schimbând în mine, eu am văzut cum se schimbă lucrurile în afară. Da? Super. Pregătită. Mersi, da, aș vrea, totuși, în primul rând, să aduc recunoștința mea, să aduc mulțumirea mea pentru, mulțumirile mele pentru că ești aici, că te-ai dedicat să ne oferi această oră de reflexii, de introspecții. Totodată, și în primul rând, cred că aș spune că vreau să-ți mulțumesc pentru prezență, pentru dedicare în tot timpul ăsta alături, pentru curajul tău care l-ai depus, pentru prezența în grup, activitatea activă, că ești alături, adică simți prezența ta în comunicare, simt cum crești făcând pașii. Și mă bucur foarte mult că ai reușit să culegi beneficii, știu că o analiză, o introspecție, nu-i pentru fiecare, nu-i ușor, știi, mintea deodată se uită la ce urmează, știi, ok, și neagă sau îi repede zgrăbești să minimalizeze importanța la ceea ce a fost făcut până acum și deodată doar se uită numai înainte și faptul este că ai dedicat un pic de timp, te-ai uitat la în urmă, îmi dă de știri mie că una, tip șepi, ai o poziție de sus, privești conștient asupra lucrurilor făcute, asupra stărilor tale și totodată îmi dai de știri că valorezi ceea ce faci, adică te valorezi pe tine și pentru asta te onorez și îți mulțumesc. Mulțumesc mult, Vadim. În primul rând, îți mulțumesc că mi-ai dat oportunitatea aceasta să fiu deschisă și să fac o revizuire a ceea ce eu am trecut. Iată, un an, se sfârșește un an. Și dacă încep cu începutul, acum un an eram în căutare. Așa cum poate fiecare caută o soluție a provocărilor care îi vine în viață. Și când eram la momentul cu parcă am de toate, și casă, și job, și familie, și o afacere, totul parcă era perfect, ce mai trebuia. Dar, de fapt, erau provocări în relație care eu încercam să găsesc o soluție, dar era peste puterile mele. Și iată, fiind deja membră în programul Uncage, și vedeam deja cu ce tu lucrezi, cum lucrează grupul, am participat la diferite sesiuni în live și am văzut, de fapt, cât de mult m-a impactat pe mine ca persoană. Am înțeles că, de fapt, eu ce căutam să rezolv, eu căutam să rezolv în afară. E mai ușor să rezolv sau să schimbi pe cineva de alături sau să schimbi o situație decât să te uiți înăuntru și să vezi că stai un pic, dar poate e timp să lucrez cu mine sau e timp să schimb ceva la mine. Pentru că eu pe atunci mă vedeam perfectă. Eu nu aveam nimic greșeli, doar ceilalți din jur, eu eram perfectă. Și mi-aduc aminte o discuție cu tine când ai zis, uite, avem un program un an cât 10. Și pe scurt mi-ai dat o descifrare, dar la mine, pe atunci, ceea ce mi-a rămas în cap a fost, asta este pastila magică și eu cu asta am să schimb
tot orientându-mă în afară. O să schimb situația, o să schimb ideea soțului, în general în familie. Și am început cu un retreat în octombrie anul trecut, care, într-adevăr, e greu să pui în cuvinte ceea ce simți acolo. Dar e de înțeles anume cum te schimbi energetic, comportamental, modul de a gândi, modul de a vedea lucrurile. Faci o pauză și pur și simplu te gândești că stai un pic. Nu e așa tradițional cum a mers până acum. Este și altceva. Și se poate și altfel. Cu toate astea, provocările au continuat, dar eu m-am apucat de acest program, un an cât 10. Și acest program are pași care la început parcă îți pare că trecem și rapid, o să trec prin ele, dar este o muncă colosală. O muncă care nu este în informație, este în acțiune. Am început cu curățarea. Pentru mine mi s-a părut de cu curățiu rapid, mă debarasez de niște haine, mai schimb niște informații și totul e ok. De fapt, cât a fost programat pentru curățare, mie mi-a luat dublu și vreau să zic că a continuat parcursul întregului an și cred că continuă să curăț. Au fost lucruri care mi-a fost foarte greu să mă debarasez. Fiind atașată foarte mult de trecut, e greu să dai la o parte, permanent gândindu-te că astea sunt amintiri plăcute, chiar dacă poate n-ai îmbrăcat hainele cele de 10 de ani sau unele cărți nu le-ai deschis de 10 ani, întotdeauna ai gândul sau trăiești cu iluzia că în viitor poate o să îmi trebuiască. Și iată aici mi-am dat seama că de fapt eu trăiesc ori în trecut cu amintirile toate, ia ce bine a fost, sau în viitor, cum eu trebuie să fac să fie bine și o să fie bine. Adică eu trăiam cu amintiri și cu iluzii, eu nu-mi trăiam prezentul. Eu prezentul îl vedeam, doar iată este provocarea la moment și eu altceva nu vedeam. Și începând să curăț, a fost parcă rupt din tine. Am rupt din mine. Dar am dat la o parte. Și a luat mult timp pentru că erau gândurile astea în cap. Trebuie ce faci asta. Dar este necesar să arunci. Și mi-am dat seama că este necesar. Pentru că asta era o barieră între a merge mai departe. Era ceva care mă ținea acolo, a fost bine și chiar dacă eu îmi făceam iluzii pentru viitor, iluziile cele erau așa ca să fie ca cum a fost în trecut. Un alt pas a fost să curăț din toată partea informațională, e-mail-uri, site-uri deschise care poate ani de zile nu m-am uitat la ele. Și a fost foarte greu. Eu nu mi-am dat seama cu un e-mail, pot să-l cureți o zi întreagă și tot încă mai este de curățat. Dacă s-au adunat zeci de ani, dar eu am vrut ca în câteva clipe să fac o curățare. Nu este așa. Cureți, sortezi, lași doar de ceea ce am lăsat doar de ceea ce eu mă folosesc sau am nevoie cu adevărat. Și mi-am dat seama că, uite, în timp nu este așa că, oh, de ce eu am curățat e-mail-urile respective, dar eu mai am nevoie, nu. S-a dus și sunt foarte mulțumită că am făcut lucrul ăsta.
un pic de emoții. Știi, las că eu ce să întreb, dacă îți place să-ți fac o mică paranteză, știi, că e că taman aici la curățare care ai menționat-o. Desori ce ci când ești nou, posibil să nu-ți dai seama, parcă ok, haine, dar poate să le mai lăs. Știi ce, ca tare, e primul pas spre eliberarea spațiului, care e lucrurile mai importante, adică scopuri, adică relații. Și atât, exact cum hainele astea care par să fie buni, dar care nu ți aduc niciun folos, nu le utilizezi, pun și pur și simplu eu spațiu, așa noi avem relații, așa noi avem scopuri, așa avem lucruri, mașini, obiceiuri, afaceri, unii au câte 100, da, care tot așa nici nu aduci și ține. Și atât, acesta este. Hainele sunt primul pas mic către, înainte de a face cele mari, mai târziu, de exemplu, deja când mergem la modulul 2 sau mai încolo modulele. Ce crezi că tine, cum tine te-a ajutat acești primi pași, această curățări, care tu ai spus un pic că a fost dificilă, cum te-a ajutat pe tine să mai încolo, din ce și tu ai reflectat acum, ce s-a ajutat ca mai ușor să te debarasezi de anumite, nu știu, lucruri mai mari, să zicem? Primii pași cu hainele, cu e-mail-ul, m-a ajutat foarte mult să mă debarasez de unele relații, relații care pur și simplu erau, eu nu știu dacă aveau un scop pentru viața mea. Relații care pentru mine era ca să le întrețin de dragul întreținutului. Sau eu mă gândesc că pentru mine conta să arăt că eu sunt model pentru ei. Uite, eu mi-am dat seama că eu nu mai am pentru ce arăta. Din poziția că eu sunt model, nu mă ajută pe mine cu nimic. Și toate aceste relații deja nu își mai aveau rolul sau sensul, pentru că nu mai erau actuale pentru ceea ce eu aspir. Și vreau să menționez un foarte rol important a fost rutina zilnică. Eu mi-am dat seama că eu pierd foarte multă energie. Și mi-am dat seama că uneori ziua trece, dar eu nu am făcut nimic. Dar mă simt așa de mult de epuizată, de parcă am ridicat în munte. Cu programul acesta, un an cât 10, eu mi-am setat o rutină care pentru mine a devenit în fiecare zi ca tatăl nostru. Și din multitudinea de oportunități, eu am ales câteva care lucrează foarte bine pentru mine. Și pot să zic, eu alerg dimineața, eu fac duș rece, eu fac meditația cu respirație. O oră pentru mine dimineața. Eu mă scol de vreme dimineața. Asta este foarte important. După această oră, eu îmi setez atât de bine echilibrul meu energetic. Pe parcursul întregii zile, eu văd randamentul meu. Este mult mai clar cum să meargă ziua. Asta nu înseamnă că eu îmi fac planul de seară, cum o să fie. Nu. Merge pas după pas ziua aceea, fără ca eu să mă forțez sau să-mi pierd energia pe lucruri care, de fapt, nu sunt pentru mine. Poți să dau o întrebare? Da. Dacă îmi permiți eu, Olea, ca să te întrerup, ca să intru un pic, chiar interesant. Ai făcut vreodată o reflexie când ai continuat, că cu toții, mai ales de la început, facem pe urmă, nu se impregnează atât de bine ca în fiecare zi și mai facem pauză. Ai observat, tu ai observat diferențele dintre atunci când faci și când nu faci practicile, în cazul tău, adică ce vezi, care e diferența dintre zile, posibil energetic, posibil organizatoric, logistic, nu știu, cum afectează. De când am început programul, eu nu am întrerupt. Dar a fost mai înainte de program, eu începusem mai înainte, anume prin meditație. Și meditația ghidată dată de tine, Vadim, de pe platformă.
Și a fost o perioadă când nu am făcut și, într-adevăr, se simțea focusarea. Pentru mine, eu nu eram focusată. Cele 15-20 de minute de meditație dimineața mă focusa să fiu, să zic așa, pe ceea ce este important pentru mine și nu... Să nu mă pierd, nu știu, era o focusare, eu doar așa pot să zic, prin acest cuvânt, era o focusare pe ceea ce am de făcut și pe ceea ce este necesar spre beneficiul meu. Super. Și aș putea eu să te invit, nu știu dacă, trebuie să încercăm, să vedem, da? Să facem o mică, ești gata, un mic experiment? Da? iată, dacă tu uiți în spate acest an împreună de atunci când ai decis să pășești și până acum și e cât timp ai nevoie, da? Dar dacă ai duce la suprafață lucrurile care le-ai valorat cel mai mult, care te-au impactat cel mai mult, schimbările care ți-au creat cel mai mult, ceva care poate fi destul de personal, dar altceva noi aici nu lucrăm. Tot fiecare vine să fac lucruri personale, știi? Și cu siguranță să aducă pentru cineva o motivație posibil să fac și ei, să fac și ei ce ai reușit tu, știi? Posibil au și ei o provocare de genul dat. Și, de exemplu, de la această intenție ta de a intra, de exemplu, ce ai scos, posibil dacă s-a realizat intenția, dacă o valorat, dacă îi pune cuiva, ei împărți, cum ai spune? Eu dacă ceva la unele lucruri, posibil la să revenim la întrebări, dar aș vrea să încerci posibil să împarți cu noi asta. Da, intenția mea a fost să salvez relația mea. Asta a fost intenția cu care am venit. Dar eu am găsit mai mult decât această intenție. Dacă vorbesc după un an de zile, nu s-a realizat intenția respectivă, dar eu am găsit mult mai mult lucrând cu mine. Și provocările au continuat și au fost mult este puterile mele. Dar dacă nu eram în acest program a fost o susținere pentru mine să merg mai departe și să nu mă las bătută. Nu e ușor după mulți ani de relație, și asta mai mult de 20 de ani de relație, să se destrame relația. Nu este ușor. Când ai totul. Și e clar că în momentul acela sentimentul de răzbunare era pe primul loc. Este foarte important să te oprești și să reflectezi. Iată, acele patru puteri. Dar eu vorbesc de prima putere, puterea tăcerii. De a tăcea și de a te uita și de a căuta răspunsul, fără să te uiți în afară, îl cauți înăuntru. Mi-a fost greu la început. Eu fiind o persoană impulsivă, care pentru mine totul se rezolvă rapid. Nu dau șansă multă. În familie tot așa. Mi-am dat seama că, de fapt, asta este prima greșeală care eu acționez. Și lăsându-mi timp să reflectez, focusându-mă, de fapt, pe faptul că nimic nu este întâmplător în această viață. Și mi-am dat seama ce eu pot să fac ca această relație să nu se ducă în extreme de răzbunări unul către altul.
M-am oprit, am reflectat, mi-am luat timp. De asta programul este pentru un an, dar uneori ia mai mult timp. Și este nevoie acest spațiu. Pentru că aici începe a vedea lucrurile mai clar. Și eu zic că Dumnezeu nu zadar mi-a dat să fiu parte a acestui program. Eu nu știu dacă nu eram în un an cât 10, cum reacționam. Eu am menționat faptul că când mergi printr-un proces și mai ales de separare sau divorț și te uiți la specialiștii din jur, care de fapt ar trebui să te ajute ca acest tot întreg de familie să fie un tot întreg, de fapt te uiți dintr-o parte și vezi cât de mult ei aduc faptul ăsta de a destrăma sau de a lua dându-ți sentimentul că ei te vor ajuta pe tine. Dar, de fapt, acolo nu este ajutor. Acolo este doar interesul celui care va primi banii pentru munca, dându-mi alura doar sau iluzia că ultima ajutat. Ai vedere despre avocați care încearcă Da. să negocieze fiecare bucățică a familiei ca, iarăși, să câștigi din timpul a negocierii, știi, mai multe ore de lucru, să vă pui unul Da. contra celuilalt și Contra, așa mai mai departe. ales atât cazul ăsta, unul contra celuilalt. Și faptul, ce interesant că întotdeauna este poziția de negociere, dar ei automat vin cu răspunsul că niciodată nu se negociază. Adică întotdeauna răspunsul va fi negativ. La care eu personal mi-am luat timp și am zis că eu am să negociez sau eu am să am o discuție pașnică cu soțul meu. Că asta este important. Pentru că chiar și în acest moment greu, noi putem să găsim o soluție în care să ajungem la un numitor comun pozitiv pentru ambii. Aho. Știi, din ce, cu toate că tu ai menționat, Tatiana, despre, dacă îmi permiți să reflectiez ceva ce și eu văd și în caz că o vezi și tu așa, cu toate că tu ai menționat că să vezi relația era intenția, pentru mine, când o persoană vine în program pentru să repare o relație. Pentru mine lucrează așa, modul de reparare relații cum îl văd eu e altul decât se imaginează cineva care doar vine, știi? Nu de asta că eu știu mai mult decât toată lumea, dar unii lucrurile sunt ca să-i lucru meu, da? Dar al doilea că când este o problemă, e greu să vezi când ești în problemă, știi? Și de asta, dintr-o parte, mai ales cu un ochi antrenat, mult mai mult se vede. Și mai ales, lucrând cu acest aspect, sunt niște valuri, niște etape de mai lungă durată. Și aici eu am văzut, la tine cât era intenția, că era un pic din ce și eu țin minte, un pic chiar merge spre violent, despărțirea. Da, discuții de divorț. Și ai făcut tu cu timpul, e că cu timpul, în timpul ăsta, așa e percepția mea, interesant și poziția ta, este că tu ai, ca atare, ai salvat relația. Relația, având copilaș, iar toți suntem într-o relație pentru toată viața, înainte. Și viața așa ne aduce unii relații 3-4 ani să se reîntorc unul la altul, că iarăși se vindecă, să înțeleg niște lucruri, să reîntorc, alții nu, dar iarăși care au lucrat cu relația, ei este relația, tu ai făcut, din ce și eu am observat ce și tu exprimi acum, este conversații,
este înțelege, chiar dacă nu suntem deja într același acoperiș, sub același acoperiș, dar relația există, relația este salvată. Știi? Nu este dorința de a mă răzbuna, cum ai menționat, nu este ură, nu este, dar este comunicare, chiar dacă la distanță. Și asta, pentru mine, este o salvare a relației. Știi? Cu toate că înțeleg ceea ce ai în vedere, că în mintea ta atunci era ca să și sub același acoperiș să fie cum au fost lucrurile, dar el este altfel, dar ei este, știi? Și că asta, pentru asta, eu știu cât ai dus, adică câți pași curajoși ai făcut ca să o aduci aici, câte lupte interioare, dacă e posibil să reflectezi niște lucruri. Noi aveam discuții în care erai rezistent asupra unor lucruri discutate deodată și pe urmă intra cumva, știi, spuneam, o discuție puteți să intri cam cu rezistență, dar se planta o sămânță care pe urmă dădea roadă și începea vedea diferite lucruri și iarăși făceai un pas, făceai un pas și suntem aici unde suntem acum. Într-adevăr, Vadim, eu am lucrat foarte mult asupra comunicării. Eu mi-am dat seama cât de importantă este comunicarea într-o relație. Noi ani de zile nu am comunicat și vorbesc de comunicare eficientă, comunicare calitativă. Noi am vorbit cantitativ, așa, rapid, cu anumite stări de fie a conduce pe cineva sau a domina, dar nu am vorbit calitativ, să zicem așa, statutul adult-adult. Întotdeauna, fie că eu mă puneam în poziția de părinte sau copil, adică întotdeauna au fost diferite poziții și comunicare, așa am fost eu învățată și așa am continuat și în relația mea. Și iată, foarte mult am lucrat și am cizelat cum să comunic cu partenerul meu. Și vreau să zic că 10 minute de comunicare calitativă faci cât o zi întreagă de trâncăneală. O Asta mi-a dus sensul la ceea ce eu vreau cu adevărat să exprim și din cealaltă parte a venit cu faptul de a asculta, nu de a fi prezent, dar de a asculta. Și asta a fost nemaipomenit pentru mine, pentru că dacă aș fi știut mai înainte, poate nu se ajungea la ceea ce am ajuns, dar cu toate astea, eu sunt pe poziție pozitivă ca relația dintre mine și soț să fie una bună, una pozitivă, în special pentru copiii noștri. Eu am două fete și eu nu vreau ca fetele mele să vadă tata ca cineva negativ sau mama cineva negativ. Noi avem relații de adulți și probleme de adulți, dar copiii noștri trebuie să vadă acea mamă și acea tată care îi iubesc nespus de mult. Și pentru mine a fost foarte important ca această relație să fie una de prietenie, să ne invităm unul pe altul, să iasă copiii împreună, să aibă timpul lor cu ambii și cu tata lor, cu mine, să nu se simtă războiul ăsta, dacă pot să zic așa, între doi adulți. Pentru că problema respectivă nu trebuie să îi afecteze pe ei. Cu toate că copiii percep, își dau seama de multe lucruri, dar eu deseori am avut discuții în care am adus cât de mult are importanță rolul tatălui. Și chiar deseori nu că am impus, dar am discutat cu fetele mele că voi trebuie să-l sunați permanent, în fiecare zi. Asta este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla într-o relație când ceva nu merge, dar totodată să păstrez atmosfera. Și vreau să aduc un punct tare important. Psihologic este foarte ușor de dus. Se dă la o parte acea energie negativă din
Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Asta e. Eu tare mă bucur că am putut să rămân pozitivă. Și vreau să zic că pozitivitatea aceasta se reflectă și în cealaltă parte. Oh. Tatiana, tu ești o persoană care... Mersi, iată aici vin mesaje de la familie, la familia noastră, foarte puternic. Aho, bravo. Tatiana, tu nu ești o persoană care, cum spune, ai mai fost. Nu ești nici de azi. Dar și ai mai fost, ai mai văzut lucru cu sine, știi, dezvoltare personală, chiar și practici lucruri, conduci niște sesiuni de constelații, da? Dacă nu mă greșesc, ajuți cu Da. numerologie, te specializezi. Și bineînțeles că ai fost la mai multe cursuri și mai departe, ceea ce... Mi-ar plăcea dacă să împarți, posibil, să faci mai clar. Iată, cu ce se diferă? Care sunt lucrurile care le valorezi și care se diferențiază în acest program de toate celelalte? Că tu mi-ai spus că mi-ai luat mai multe beneficii încă pe lângă asta, de relații. Și posibil să, nu știu, dacă dorești să enumerezi mai care beneficii mi-ai luat tu pe acest parcurs, care o meritat lucrul ăsta. Nu e un lucru ușor de să acceptăm. Da. Ministria sinelui nu e ușor. Da, eu am lucrat foarte mult și mi-am luat și alte cursuri înainte de a cunoaște Ann Cage. M-am specializat un pic în constelații de familie, am lucrat un pic cu programele de familie, dar eu aș vrea astăzi să mă focusez pe acest program, un an cât 10. Este o mare diferență cum am început și la etapa respectivă când, iată, deja eu finisez, cum sunt acum. Și diferența este pentru faptul că eu am lucrat uitându-mă la mine. Am lucrat intern. Eu m-am desfocusat de ce este în afară. Partener, relații. Am lucrat, m-am focusat să lucrez cu mine, în totalmente cu mine. Și eu mi-am dat seama că totul în viață are un motiv. Și dacă în afara mea nu este bine, înseamnă că ceva nu este bine înăuntru meu. Pentru că eu reflect sau în afară se reflectă ceea ce este înăuntru meu. Și chiar dacă eu mă consideram că am de toate, am ajuns la un statut, sunt bine și financiar și mi-am dat seama că dacă nu merge ceva bine, nu este ceva rău cu cei din jur. Eu trebuie să privesc mai aprofundat la ceva la mine. Și atunci, iată, acest program, pașii prin care am trecut, atât de bine a structurat pas cu pas. Pentru că dacă eu nu făceam, să zicem, curățarea asta la început, dar mergeam cu odihna sau cu restabilirea, nu prea cred că erau tangente. Este foarte bine structurat pas cu pas. Și noi nu putem, așa cum menționai tu, nu poți din clasa 1-a să treci între a 4-a, dacă nu treci a 2-a și pe a 3-a. Tu pur și simplu nu ești pregătit. Și, într-adevăr, seriozitatea și dedicația pentru a pune în practic ceea ce este în modul, nu pur și simplu că gata, am completat. E foarte greu, dar e posibil. Și e posibil prin faptul că se vede schimbări. Eu am văzut schimbarea pe mine. Eu am văzut cum m-am. Mi-a fost mult mai clar să văd lucrurile, pentru că e foarte, foarte ușor să te pui în poziția de a te apăra și de a te răzbuna pe cei
cel de alături, considerând că tu nu ai nicio vină. Se declanșează acele părți din noi, din copilărie, care ne-au protejat. Și e normal să ne protejeze, dar nu le mai văd rolul pentru ce să mă mai protejeze. Pentru că dacă eu nu înfrunt realitatea așa cum este acum, eu pot să o mimez sau să o acoper mult timp, dar ea va mocni. Așa cum noi nu am fost învățați să comunicăm eficient sau să spunem ceea ce ne doare cu adevărat în relație, prin faptul că ei lasă că va trece, ei lasă că multe ei lasă. Și atunci ajungem la un moment când, de fapt, nimic nu este din senin, totul s-a depus cu ani. Și când s-a ajuns la un moment când deja nu se mai rezistă sau a ieșit la suprafață, a izbucnit, automat mi-am pus întrebarea, dar ce am greșit? Dar de fapt, el a fost de mult, încet, cu încet, pentru că stilurile noastre de personalitate, își pun amprenta. Noi deseori vrem să fim auziți de celălalt, dar nu să-l auzim celălalt de alături. Întotdeauna dăm importanță mai mult nouă decât celorlalți. Adică eu mi-am dat importanță mai mult mie decât partenerului. Știi, vorba ce aici nu-i ajunge. Și lucrez, și copii, și familie, și job, și afaceri, totul este. Deci nu-i ajunge. Dar nu e vorba în cine-i ajunge. E vorba că eu am contribuit pas cu pas, încet, încet, la ceea ce s-a adus până acum. Așa cum el din partea sa a contribuit. Foarte mult acest program mi-a dat la o parte anumite gânduri sau tipare de gândire pe care le-am avut încă din când eram în copilărie. Tipare de gândire care nu ne mai ajută. Sau chiar dacă ele sunt, am încercat să lucrez la ele. Și asta m-a deschis cognitiv să nu mai merg doar pe aceeași cărare, dar sunt mai multe oportunități și toate sunt în beneficiul meu. Este foarte important cum te odihnești. Odihna are o mare importanță. Valorile, ce valorezi mai mult în viața asta? Și dacă nu ești odihnit, n-ai să ai niciun randament sau un progres, oricât de mult n-ai vrea să schimbi sau să faci într-o zi. Și cu toate provocările care treci, ajunge și rămâne timp pentru tot ce ți-ai propus. Pentru tot ce ți-ai propus. Chiar și la faptul să te gândești la un scop, să-l pui în realizare, să vezi anumiți pași. Ajunge timp. Când faci o curățare și când te uiți înăuntru, vezi că este energie, este abundență de energie. Noi foarte mult pierdem energia pe a ține acele, să zic așa, gânduri negative sau gânduri care, în ghilimele, parcă te-ar face că ești puternică. Dar, de fapt, nu este vorba cât de puternic ești aici. Este vorba de cât poți să lași să se ducă. Dar care crezi că, dacă îmi permiți să te întreb despre, care crezi că pentru tine a fost cel mai mari schimbări, știu că ceva ai menționat deja, dar dacă le pune primul loc, e că le-ai învățat și mai important și e că 1, 2, 3, pe care le-ai realizat, care crezi tu că dacă nu ai fi într-așa un proces structurat interior,
nu le-ai fi altfel atins, ai vie să pur și simplu să încerci să schimbi decorațiile, continui să schimbi decorațiile, dar istoria avea să fie același, să zicem. Cam același lucru se întâmplă la toți care fie exterior și nu se focusează interior. Iată, pentru tine, care ai enumerat și în ce ordine ai spune că schimbările care altfel nu le-aș fi realizat, nici posibil nici în 20 de ani, nu știu, știi? Nu știu, posibil să îmi dea o reflexie a... Dar cea mai importantă schimbare pentru mine a fost să gândesc pozitiv la tot ce vine. Asta a fost cea mai mare schimbare pentru mine. Și eu am căpătat această schimbare anume în programul Un an cât 10. Eu am menționat că eu, de fapt, sunt o persoană foarte impulsivă și o persoană care controlează totul. Eu nu cred că dacă eu reușeam, dacă nu lucram cu asupra mea atât de aprofundat. Eu am făcut constelații de familie și îl fac și acum. Este un pic diferit. Ceea ce am lucrat eu în un an cât 10 nu are valoare. Să gândești pozitiv la toate provocările care pur și simplu cineva ar ceda psihologic, mental ar ceda. Dar să rămâi pozitiv, ca în exemplu care ai spus odată tu, când este furtună și ai ieșit pe acoperiș. Iată, eu așa m-am simțit. Am ieșit pe acoperiș când era furtuna cea mai mare. Dacă eu pun situația mea cum s-a întâmplat, eu asta am făcut. Fără ca să blamez pe Dumnezeu sau de ce mi s-a întâmplat mie. S-a întâmplat. Și eu cred că Dumnezeu știe mai bine de ce s-a întâmplat asta. Eu am fost persoana care l-am dat pe Dumnezeu la o parte și am zis că eu știu a face mai bine. Eu decid ce e bine și ce nu e bine. Și programul respectiv m-a adus picioarele pe pământ și m-a pus față în față cu realitatea, că nu este nimic în control. Atunci când îl lași, atunci lucrurile merg de la sine. Eu nu știu dacă un an în urmă, dacă s-mi spus cineva că ai treci prin așa provocare, aș fi spus că eu aș fi pozitivă și aș accepta și sunt ok. Eu la sigur că mă răzbunam până când nu am tot ce îmi trebuia să iau. Dar acum pentru mine nu mai contează unele lucruri, pentru mine contează liniștea, pacea. Chiar dacă nu este o relație, o familie, dar relația contează să fie într-o alură pozitivă sau sub o energie pozitivă. Și este foarte ușor pentru fiecare. Eu o simt pe mine, eu o simt copiii mei, cât de ușor le vine lor, cât de ușor îmi vine mie când gândești pozitiv, necătând la ce s-a întâmplat. Și deseori fac o comparație, dacă aș fi pierdut persoana, este mult mai strașnic. Dar noi avem posibilitatea să fim împreună, să ne vedem, să comunicăm. Asta este cel mai frumos ce Dumnezeu putea să dea. Wow. Da, e ușor să arzi ca un fel într-un act de răzbunare, să arzi tot și s-a construit până aici și gata, dă-i căciorul. Dar și de asta posibil că e mai ușor, de asta posibil și e mai ușor și totodată altfel desori nu știm când am fost învățați. Dar ceea ce ai reușit să faci, ceea ce ai reușit, nu neapărat doar să faci, dar să vezi, să poți explica asta. Asta e
E muncă, e muncă foarte mare, foarte mare, care să merită, merită tot, știi? Când te gândi ce ar fi fost altfel, cât de la pierdere de averi sau de bunuri, până la pierdere de sănătate, până la pierdere chiar a minții, știi? Și cazurile astea sunt, sau a vieții chiar, cazurile astea sunt procente mari. Și asta e extraordinar. Adică, și vreau să vă dau, să apreciez faptul ăsta că eu și curajul tău, Tatiana, dar și a tuturor celor care sunteți aici, deși e că ceea ce istoria voastră și ceea ce e povestit aici, pare că doar ne-ai spus nouă, dar faptul ăsta că îl trăiești tu, este o inspirație și un exemplu pentru alții, fără să-mi spui cuiva, știi? Adică este deja cineva, observă cineva, doar exemplul tău deja poate schimbi viața cuiva. O exterior, că este posibil așa ceva? Este posibil ca așa se întâmplă adânși și nu e nici acolo, nu i-a dat cuțitul într-un sau nu i-a dat, nu i-a luat tăt și l-a lăsat în drum și nu i-a rupt un chior sau, știi, l-a lăsat-o fără ochii vânăți. Da? Dar cum așa se poate? Este și așa ceva? Știi, eu desuori, pentru mine, în călătoria mea de descoperire și a lucrurilor, unul dintre motivele pentru care nu e ușor să fac lucruri, să faci lucrurile astea, din orice moment, din orice considerent, nu e ușor. Dar și aici mă motivează este că toate lucrurile care eu le-am descoperit de-a lungul timpului și într-adevăr pentru mine era, bă, dar stai, dar și așa se poate. Și eu pot să nu dau pumnul când mi-a spus ceva? Nu, serios. Știi, pentru mine era straniu, că era pur și simplu așa trebuie. Înțelegi? Și eu ne-am dat seama că, ca exemplu, da? Că poate, este posibil și nu, se poate și altfel. Și asta era straniu, nu era, exemplu nu era. Și nici în jurul meu nu erau oameni care făceau altfel. Și iată, fiecare dintre, exemplul tău, este un impact asupra tuturor oamenilor care întâlnești. Pentru asta, da, tot recunoștință foarte mare pentru asta. Eu aș adăuga ceva. Iată, citisem, nu mai țin minte unde, că iubirea are câteva faze. Atunci când ești jignită, dar tu zici că iubești, este iubirea asta de copil. Atunci când cineva te jignește și te superi și pleci, este iubirea asta de adolescent. Și iată, în maestria sinelui, într-un an cât 10, eu cred că am ajuns la iubirea adultă, când iubesc chiar și atunci când persoana a plecat. Iată, scurt ce aș putea spune, un an cât 10, ce poate să facă? Să iubești persoana și atunci când ea a plecat. Nu e ușor, dar e posibil. Știi cât de larg, Tatiana, este ceea ce ai spus acum? Că asta e față de persoana iubită care a plecat, care cumva într-un moment ai spune că ți-o creat durere, te-ai dezamăgit, te-ai trădat, și să poți iubi așa o persoană. Asta este ceea ce ai făcut inițial, intenția, ca un fel de ceea ce spun eu, lucrează la tine și relația a să fie fain. Și tu ai exprimat, amă, este această dragoste, cunoaște, acceptare de sine. Îl poți iubi, accepta persoana care a plecat și, cum am mai spus într-un video, noi suntem persoana care ne trădăm pe sine cel mai mult. Ne criticăm cel mai mult, ne abuzăm cel mai mult. Singur, ne amegim cel mai mult, ne mințim. Și iată, ceea ce spui, această acceptare de sine, aceasta se reflectă și față de toți cei din jur. Și faptul este că
tu ai putut să o faci în ceea ce dă de știri este că ai lucrat cu sine în aspectul acceptării, iubirii. E imposibil să nu o faci. Cineva care zice că eu minim mă iubesc, că eu nu mă trădez, nu e adevărat. Adică el posibil nu vede acest lucru, dar cu toții o facem, constant, în cele mai mici lucruri, desuori, știi? Și abilitatea de a nu pune și mai mult greutate cu ajutorul cricii, vinii, da? De sine. Asta ne face, nu doar să putem să fim capabili să iubim, acceptăm pe ceilalți, dar să ne ușurăm viața. Și e exact despre ceea ce vorbești acum. Extraordinar. Așa, Evelin. Cât de frumos să lași iubirea să lucreze. Aho! 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 Cum s-a schimbat la tine sau ce ai ajustat, Tatiana, în aspectul, și mă bucur, și dacă mai apare ceva în sens de relații, poți să mai adaugi, dar dacă vorbim despre, nu știu, ceva. Dificultăți de sănătate, dacă au fost și s-au rezolvat, că se întâmplă foarte des lucrurile astea, că nu crezi cu sine, niște lucruri neexplicabile care se rezolvă, sau posibil în aspectul profesional, cum ai schimbat lucrurile profesional, iar și cu ajutorul ce ai luat de aici, dacă ai putea să împarți. Da, într-adevăr, Vadim, când lucrezi cu sine, nu se schimbă doar intenția cu care ai venit să schimbi, dar se schimbă multe lucruri, și pe plan profesional, și pe plan financiar, și a sănătății. Și chiar pot să aduc exemplul meu în primăvară, când eram anume în cea mai mare energie de răzbunare, eu, făcând doar un consult medical, fiindcă nu mă simțeam bine, eram practic programată pentru mai multe analize, pentru, era așa, simptome la cancer, fiind, având în familie deja istorie, mama având cancer. Și am trecut prin multe analize la care încă nu era clar, dar cam toți îmi spuneau că mai trebuie să mai repeți în toamnă, că, ca să fim siguri că deja este diagnosticat cancerul. Lucrând cu mine și, uite, transformând această energie a răzbunării și a avea dreptate în totul, și-a dat voie iubirii să lucreze, așa cum am exprimat câteva minute mai înainte. Eu am făcut analiza, am repetat analiza luna aceasta, chiar la începutul lunii, și totul a fost negativ, adică totul e bine. Eu pur și simplu nu pot să-mi exprim în cuvinte emoțiile mele, starea mea și gândul meu către Dumnezeu că m-a luminat să-mi schimb gândurile mele, să gândesc pozitiv. Și au fost și alte rezultate. Tatiana, dacă îmi permiți, Leac, că Da. 10 secunde, dacă îmi dai voie, Leac, să curgă ceea ce ai spus un pic, să ne bucurăm pentru tine. Mulțumesc pentru că ai împărțit asta și mă bucur foarte mult pentru puterea ta de a accepta, de a vindeca. Eu ne imaginez, nici nu pot să ne imaginez, având copilași, să ai așa o noutate, e ceva inexplicabil și vreau un pic să ne bucurăm pentru puterea ta și cu siguranță e aproape de inimă pentru tine asta, au devenit mai mult și altă însemnătate are, că dragostea are putere sau vindecă totul, știi? Aho. Mersi. Mersi. Cu drag, pentru mine a fost nemaipomenit.
nemaipomenit. Mersi că ne-a timpul poți continui. Aho, slavă Domnului. Mersi. Da, eu am ajuns la diferite momente în care eu pot să dau sau să las să treacă fără să regret niște lucruri. Și dacă aș spune cu un an în urmă care eram să fac mai mulți bani, să fiu financiar cât mai ridicată, acum am ajuns la un așa moment când mi s-a propus pot să zic concret, mi s-a propus un proiect unde valoarea ar fi de vreo 5.000 de dolari pe lângă salariul care l-am eu lunar și eu l-am refuzat în 10 minute. Eu pur și simplu am refuzat în 10 minute, fără să regret nimic, doar gândindu-mă la faptul că aceste finanțe mai multe îmi va lua din timpul meu prețios familia, din timpul meu prețios cu mine. Și eu mi-am dat seama că va fi financiar mai mult, dar eu voi ajunge înapoi de unde am pornit. Eu nu am nevoie de asta. Eu mă simt bine așa cum sunt acum. Și când te simți bine, să știi că prioritatea nu mai devine finanțele sau lucruri de securitate în care nu reușești sau nu vei face față. Ele sunt, eu nu spun că ele nu sunt, dar nu mai au așa un impact de important în care tu să te arzi pe tine doar ca să obții ceva. Și eu vorbesc de sume enorme, adică nu ceva 100-200 de dolari. În schimb, am făcut altceva, am prin cu ajutorul, uite, pașilor din un an cât 10, eu am putut să negociez un proiect la care am scos să nu fac jumătate din ceea ce făceam, dar salariul să rămână la fel, și în alt proiect să cer o mărire de salariu care a fost acceptată. Oh. Cât e de plăcut când energia asta a iubirii curate o ai în suflet. E nemaipomenit cum lucrează Universul, cum Dumnezeu. Și, Vadim, eu îți mulțumesc în special pentru a crea așa program, pentru că aici este deșteptarea sau trezirea. Iată, cu pașii ăștia unul după altul, fără să îi treci așa rapid, dar încet, să intri, să-l înglobezi, să lucrezi, să acționezi, să faci pas cu pas, e extraordinar. Și eu nu spun că la sfârșitul unui an se finisează. Asta este ca o Biblie, ca o Biblie care poate să fie repetată an de an pentru a menține lumina care, iată unde este lumina. Când dai voie dragostei, iubirii să domine în tine. Ca asta noi suntem. Noi suntem iubire. Dumnezeu când ne-a dat, nu ne-a dat că să ne răzbunăm sau, dar ne-a dat să iubim, să fim iubire. E tare plăcut. Eu uneori nu mă pot exprima ce simt înăuntru meu. Cu câtă bucurie eu privesc lucrurile mici. Cu câte bucurie eu privesc ceea ce se întâmplă în viața mea zi cu zi. Păi ce a fost cel mai greu pentru tine mergând prin acest program, Tatiana, în sens, dacă luăm toate aspectele de program, chiar și materialul de curs, întâlnirile de grup, întâlnirile individuale, întâlnirile de grup, din aceste trei aspecte, posibil, care posibile etape sau aspecte dintre acestea care au fost mai dificile pentru tine de la început sau pe parcurs? Pe parcurs au fost tiparele de gândire. Eu vin dintr-o familie în care totul trebuie făcut ca la carte. Nu există așa, am copil și urmă m-am mărit. Sau n-am finisat școala, dar mă duc la
nu știu, la universitate. Totul trebuie să fie pas cu pas. Și iată, eu mi-am dat seama că de mică eu mi-am împlat, am fost, să zic așa, trecută prin anumite tipare de gândire care, din prisma mea, erau benefice sau ceilalți să mă vadă ca model. Dar, de fapt, cum eu sunt înăuntru, nu trebuie nimeni să vadă. Și iată, tiparele astea de gândire destructivă, eu mi-a fost greu să le schimb. E foarte greu să schimb ceea ce am construit 30-40 de ani. E foarte greu. Și deseori te reîntorci la ele. Pentru că nu e așa, le-am dat la o parte, am văzut o activitate, am făcut și nu, întotdeauna te reîntorci. Dar este important să stai, să le privești, să le vezi, dar să acționezi din alt unghi. Ele au fost bune la timpul său sau la timpul lor, poate, dar nu mai sunt bune la moment. Și asta este o continuă, nu aș zice luptă, dar o continuă conștientizare în care să nu cad înapoi de unde vin. Iată cum. Mie nici nu-mi place deja să zic luptă, adică o conștientizare. O Da. conștientizare ca să nu, ne ducem, să nu mă duc înapoi. O grijă, da, o menținere. O menținere, da. Tiana, am două întrebări încă pentru tine, ultimele, n-a să te mai țin mai mult și nici pe voi. Vreau să întreb, iată, din poziția ta, dacă ai fi să recomanzi cuiva care deja este în program, iată cum, că tu trecând deja program, au fost momente când ceva ai făcut mai puțin și pe urmă ai văzut că făcând anumite lucruri, deja lucrurile s-au început a mișca mai repede. Și ai recomanda cuiva care intră în program ca să meargă, să progreseze mai rapid, să... Și te-a ajutat pe tine? În ce moment te-a ajutat pe tine și ce anume te-a ajutat ca să poți lua mai multe rezultate, mai multe beneficii din program? Ceea ce privește pe mine, Vadim, eu nu pot să zic, uite, să lucrez mai rapid. Fiecare când ia acest program, vine cu o intenție. Uneori această intenție se schimbă pe parcurs. Dar cel mai important este să-ți dai timp și spațiu ca să vezi acest moment de cotitură sau de provocare, care la un moment dat este că, uite, n-am să-i fac față. Și vin gânduri de genul, și mie mi-a venit gânduri, băi, dar de ce eu sunt în programul ăsta? De ce mi-ajută el mie? Nu dau, nu fac nicio randament, nicio progres, nicio schimbare. Dar vreau să zic că eu mă gândeam din punctul cu care eu am venit. Eu, asta este pastilă magică și eu acuși am să schimb. Dar când te focusezi și îți dai timp ție să lucrezi pas cu pas ce este în program, atunci este schimbarea. Și este o schimbare la nivel inconștient. Uneori noi nici nu conștientizăm. Și lucrurile se schimbă pentru tine, pentru în interior. Schimbându-mă pe mine, se schimbă și în afara mea. Asta eu pot asta doar să spun și ce am văzut eu. Schimbând în mine, eu am văzut cum se schimbă lucrurile în afară. Și Așa, practic. mi-am dat voie, mi-am dat timp, chiar dacă uneori parcă mă simțeam presată că, uite, cineva a intrat mai târziu în program, dar au ajuns mai departe. Și eu am reflectat un pic, este un pic de presare, dar eu am reflectat la rece și mi-am dat seama că fiecare vine cu diferită problemă, diferită intenție. La cineva merge mai rapid, dar la cineva poate mai greu. Eu mi-am dat voie, iată, i-am dat voie mie să-mi iau timpul ăsta, spațiul ăsta. Și a fost momente când foarte greu, foarte greu am trecut. Dar asta nu înseamnă că tu lași programul la o parte. Tu încetişor, pas cu pas, azi un pic, poate să mai dai un pic de timp și iarăși mai treci.
întotdeauna să fii în conexiune cu programul. Pentru că este ca o susținere, ca o energie care de mișcare, să te miști, să nu te oprești. Asta a fost pentru mine. Și nu se va opri. Adică ea este, am zis, cum am zis, ca o Biblie care eu voi trece din nou prin ea, prin acest program. Este ceva anume care ți-a ajutat foarte mult, de exemplu, posibil ți-ai oferit 4 ore pe săptămână sau 2 ore pe zi, o oră pe zi. Deja ai menționat că tu utilizezi practicile limenții religios, adică limenții zilnic. Dar în partea asta de ca să poți să reuși, că unii se întâmplă că unii cumva parcă ies în unele cazuri, mai ales de la început, e greu să găsească acel spațiu de timp. Cum ai reușit tu? Tu ca tare, mai ales când ai intrat, aveai două afaceri, familii, relații, în relații erau dificultăți, afaceri le duceai tăci și încă mai învățai, aveai câteva cursuri, adică erai plin, adică eu nu știu cum reușeai, dar erai plin. Cum ți-ai găsit spațiu tu în timp? Da, bună întrebare, Vadim. Într-adevăr, așa a fost. În primul rând, eu mi-am luat o oră mai devreme din tot programul meu. Am început așa. Din tâi îmi trebuia să însetez rutina respectivă și după această rutină eu am început a face curățare în activitățile mele zilnice. Într-adevăr, erau foarte multe. Să ai un job full-time, să ai afaceri, să mai deschizi o altă afacere și să mai înveți pentru a treia afacere și școală și copii. Eu am început să curăț multe lucruri și am început să minimalizez activitățile acolo unde eu nu mai vedeam progres. Iată ce a fost. Dar eu mi-am setat ora asta mai de dimineață ca eu să văd mai clar. Am eu nevoie pe parcursul zilei să mă desfac în 7 locuri sau nu? Iată, în acea oră de dimineață, eu nu regret că am pus-o mai de dimineață. În primul rând este liniște, nimeni nu te deranjează, tu o faci în voia ta și te concentrezi atât de bine, fără ca să fii întreruptă de nimeni. Și iată, numai în ora aceea, ți este foarte clar. Și uite, așa am dat la o parte multe lucruri, am scos unde eu credeam că eu sunt Dumnezeu acolo, fără mine afacerea asta nu o să meargă. M-am dat la o parte foarte frumos și a merge. Fără mine merge. Doar setează-o unde trebuie și cum trebuie și asta e tot. Multe cursuri am dat la o parte. Multe lucruri am stopat să mai iau anumite cursuri. Da, tiparul ăla de gândire, studentul, veșnic student. L-am scos, da, e bine să fii student, dar când trebuie și cum trebuie și cu valoare. Și atunci, iată, am făcut o curățare la nivel de zi. Și asta a dat un randament foarte mare de a găsi acel timp să mă focusez pe mine. Focusându-mă pe mine, lucrând la nivel interior, eu mi-am dat seama că se schimbă lucrurile în afară. Oleg, îți zic că nu e drept ce ai spui, că tu ai reușit numai că e deși că ești femeie. Apropo, în programul respectiv, eu am început să văd cât de importantă este energia masculină din partea bărbatului. Nu vorbesc din partea unei femei, că eu, da, eram masculinizat și o pot de toate, în toate locurile. Și mi-am dat seama că eu trebuie să pun un pic pe pauză energia mea masculină și să-mi scot la iveală energia mea feminină. Și așa am făcut. Și vreau să zic că apreciez foarte mult valoarea energiei masculine din partea bărbatului, într-o relație, în cuplu, în familie. Este foarte important. Da, eu aș vrea chiar, poate e posibil într-o marți să iei, chiar să
Noi am lucrat cu tine destul de mult la aspectul feminin, masculin, care tu l-ai Masculin. observat. Și e o temă mai lungă, și chiar nu știu dacă ai fi dornic să împarți să iei o prezentare de marți, ar fi interesant chiar de vorbit experiența ta în acest aspect. Știi că nu e o regulă generală, sunt niște principii, niște ghidări, niște puncte de reper, dar în fiecare caz este separat și chiar aș aprecia dacă ai decis să împarți experiența ta după tot lucrul care l-am făcut noi împreună în acest aspect. Tatiana, ultima întrebare din partea mea. Care este aspirația ta mai departe? Adică ce ai dori? Unde visezi? Și eu din ce am înțeles, ești destul de deschis ca să nu te axezi neapărat, să te agăți cu mâinile și picioarele de o anumită imagine cum viitorul să fie. Dar ce ți-ai dorit? Ce îți tins sau ce ai simțit că ai fi dorit să faci spre viitor? Care este aspirația ta pentru viitor? Am stat și am reflectat și la momentul ăsta, Vadim, după ce trecusem așa binișor deja prin program și curățând multe lucruri de care nu mai am nevoie. Eu am învățat multe lucruri și am o vastă informație din mai multe unghiuri sau puncte de vedere. Și dacă eu până acum eram sigură că, uite, aș vrea să fac doar constelații sau doar numerologie, eu acum mi-am deschis orizontul și mi-am dat seama că dacă aș face doar ceea ce mi-am propus, este ca a mă alinia la toți ceilalți care fac astfel de servicii. Pentru mine este o modalitate de a face o combinație între toată informația care o cunosc și am deschide sau am a face și ceva, cum am zis eu, un brand nou. Încă nu sunt sigur ce va fi, dar deja sunt idei ce aș vrea să, cum să fie aceste servicii și calitative în care să aduc lumină celor din jur și mie și celor din jur. Mi-am dat seama că o afacere nu este doar partea financiară. Și aici este un lucru foarte important. Când este important să aduci ceva bun în viața altora, văzând că a lucrat la tine, asta contează foarte mult. Oh, Doamne ajută, Tatiana, ai tot, ai Da. tot ce ai nevoie, știi? Așa că noi, din partea noastră, eu cred că răspund pentru toți care suntem aici. Dacă este ceva împotrivă, vă rog, deschideți microfonul pe urmă și să-i exprimați, e ok. Dar vreau să te binecuvântez să dai mai departe, știind deja cu ce inimă tu. Și inima e depus, faci lucrurile, am încredere că ai să fie persoană care ajută, aduce lumină eficient. Nu știu dacă este și sunt întrebări. Dacă sunt întrebări anumii pentru Tatiana, dar posibil ar fi util de încheiat aici. Că am mers deja o oră și ceva. Tatiana, mulțumesc. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai împărțit. Apreciez foarte mult și vouă mulțumesc pentru energia voastră care s-a dus în prezent și pe cei care sunteți prezenți. Este ceva care ai fi dorit să spui la urmă? Tatiana, ai dorit să împarți un cuvânt de încheiere? Eu vreau să aduc mulțumire ție, Vadim, și întregului grup Închei pentru lucrul depus. Și nici nu se exprimă în cuvinte mulțumirea cu care eu vin către voi. Eu vreau să zic că când eu sunt bine, totul este bine în jur. Asta contează. Când ești bine, totul este bine.